Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod aici cu viitorul, cu viitorul național, cu viitorul echipa. Desigur, continuăm reconstrucția acestei echipe superbe. Deja avem aici un lot foarte frumos, l-am luat și pe Olaru în episodul trecut. Continuăm, desigur, pe perioada asta de transferuri. Vreau neapărat să încerc să fac cumva cea schimburi, să mă scap de... să mă scap. De fapt, ba, sună chiar corect să mă scap. Să mă scap. Ia uite, 900.000 și Merkel Nielsen. Delegate. Reject offer. Eu vreau doar să-l împrumut, nu să-l vând. Deci, vreau foarte mult să fac acea schimb aici de jucători, sper să-mi și reușească, într-adevăr nu prea mai avem așa bani ca să pot să jonglez, să mă gândesc că îmi trebuie și la jucători, știi, să dau la semnătură, trebuie să și una și alta, sper să reușesc, că uite că aproape că trece perioada asta de transferuri și n-am primit nicio ofertă pe ei, deci hai să încercăm să vedem exact cu cine am putea face schimb pe respectivii jucători. Voi intra pe mai mulți jucători, am să le tot fac oferte și asta este, mulți vor refuza, unii vor accepta și Deac s-a transferat la Nîmes, în Franța. Bravo, Deac! Bravo! Mă, sunt fericit pentru tine. Măcar așa pe final de carieră să prinzi o echipă tare. În realitate mi-ar părea rău să plece Deac de la CFR, trebuie să recunosc. Și nici nu-l văd să plece, deci măcar atât. Ia uite-l pe Ahmed Bani, frate. Ahmed Bani. Putem spune că își face toți banii acest transfer. Cineva să mă oprească. Doamne. Da, hai să vedem. Din nou putem negocia cu Screciu. Hai să negociem din nou cu Screciu. Trebuia să aștept, că am zis că vreau să fac neapărat schimb. Pe Screciu direct aș fi în stare să și dau bani. Deci să... Avea rămân grijă la jucătorul ăla de la Dinamo. Ferească Sfântul. Bun, hai să vedem. Vă mai dau 4... Deci 400.000 ar fi pe la 1.000.000. Hai că vă dau 500.000 de euro. Counter. Nu, Ronaldo nu-i de vânzare. Ronaldo nu-i de vânzare. Vă dau pe băiatul ăsta dacă vreți. Vă mai ofer iarăși, vă mai dau 500.000 de euro. Plus Martinez. Fuck. Remove sell on clause. Data trecută ne-am înțeles foarte bine, parcă la 950.000 de euro, dacă rețin corect. Doar că n-am reușit să mă înțeleg însăși cu Screciu. Am o parcă văd că nu o să mai reușesc să mă mai înțeleg cu Craiova la respectivul... La suma respectivă. Ba nu, ia uite că reușim. Aveți nevoie de puțin timp. Știți ce? E chiar în favoarea mea chestia asta cu aveți nevoie de puțin timp, pentru că așa pot și eu să mă mai duc și să mai fac oferte, să văd dacă reușesc desigur să mă scap de acei jucători. Hai să vedem, Burcă e prea important, nu vor să-l vândă, Bălaș așa, Grigore, Manea e horror de scump. Da, nu prea am, nici nu prea am așa mulți jucători de-ai noștri români, știi, așa, care să mă și intereseze să-i cumpăr. Foarte mult o să vreau, desigur, să mă axez pe însă juniori, deci pe aia de la academie, știi, deci aia de la academie, ei-s viitorul, ei-s aia care trebuie să evoluați, știi, de asta nici nu vreau să cumpăr chiar orice român. Hai să încercăm atunci din nou cu acest jucător de schimb și vă-mi fac curaj și să-l ofer pe ăsta pentru Ahmed Bani. Ok, remove salon close, player swap. Hai bă, că Dinamo are nevoie de atacanți. Hai mă, Dinamo are nevoie de atacanți, frățică. V-ar sta forță acest jucător. N-au nevoie de el. Ok, având în vedere că bani e 61 overall, e foarte mult de evoluat pe el, nu pot să ofer mulți bani. 700.000 de euro. Fac și după aceea, ce mă fac cu Screciu? 600.000? Și apoi aveți nevoie de timp de gândire. Fantastic.
Dar chiar nu cred, nu cred că o să reușesc să mă înțeleg cu cea echipă, să mă scap de cei jucători. Fuck. Da, n-am ce să le fac, n-am ce să le fac decât să lăs să le expire contractele și asta e, se e la vie. Hai să încercăm cu Corbeanu ăsta, cu Corbeanu, cum ar fi Wolverhampton să accepte acel LB sau acel atacant, știi, stai că am și pică ca Fisa. Îl dau pe bou ăsta, Lucas. Logic, aveți nevoie de el. Dar prețul pe care cer pe acest jucător este foarte bun, numai că... Na. Nu! Că era și ăla de 400.000 de euro acolo. Shit! No, vă dau 200.000 de euro pe știu cum să reacționez așa. Deci asta este, nu reușim să ne înțelegem cu ei. Asta este. O, vine ofertă pentru Romario Benzard în Belgia. Că nu vreau să-l vând pe Romario Benzard, dar voi fi dispus ofertelor pe viitor. Deci chiar sunt dispus să văd, pentru că trebuie să îl vindem într-o bună zi și să se iau cu ceva tânăr. Deci Pitu împrumut la Al Nasr. Al Nasr, problema, știți care este? Este o echipă chiar foarte bună de la Arabi. Dacă ne ducem acum 2 secunde și o să vedem, o să vedeți că este chiar o echipă foarte bună. Așa, aici este Al Nasr. Hai să vedem, deci atacul cu Hamdallah ăsta care chiar este cartonaș de gold în ultimii timp și uitați aici, într-adevăr deștarab, dar ăsta știu că e bun, de ăsta așa îl rețin pe după freză, ia la pe Martinez care iarăși este un jucător de gold, Petros iarăși este un jucător bun. Nu știu dacă va juca. Să-l întreacă poate pe Al Shehri ăsta. Nu, Pitu n-are șanse. N-are șanse, din păcate, este un loan slăbuț. Este un loan slăbuț, slăbuț, slăbuț. Voi da reject offer. Vom da pe reject. Ok, manual position change option. Ah, ok. Am reușit foarte bine. Development plan. Vom da change position, acum este un RV, super. Pe ăștia de la bază de junior am observat că este cel mai bine să-i lăs pur și simplu pe ăsta, să nu fie acea chestie la development, și să fie basic. Că evoluează foarte repede și evoluează pe absolut toate pe toate acele stats-uri, știi? Și asta îmi place foarte mult la treaba asta. Haideți că din nou încercăm cu Screciu. Screciu este un jucător care chiar mi-l doresc. De data asta chiar îi voi oferi un signing bonus ca lumea, știi? Pentru că am încredere în el. Știu că ăsta a evoluat 21 de ani în puii mei. Îmi pare rău de Ahmed Bani, aș fi vrut să-l cumpăr și pe el, dar în momentul de față Screciu mi se pare un picuț mai interesant. Și Ahmed Bani este foarte tânăr, dar și l-am pe shortlist. Și mai mult ca sigur îl voi cumpăra poate în vară. Că la Dinamo clar nu joacă, nu va fi jucat, așa mai degrabă îl cumpăr eu și îl împrumut pe undeva unde să joace. Disregard, release clause. Deci, 2000, hai taică, 3000 de euro să stai așa ca și un borsan la noi și îți dau 20.000 la semnătură. Dacă nici atâta nu accepti, a pedute în Franța. În Betesig. That's a reasonable offer. Aia zic, logic, am dat aici frățică bani. Bun, din păcate nu cred că mai avem, no, nici pe de cum, nu mai avem bani pentru bani. Nu mai avem bani să transferăm bani. Aoleu. Da, îmi cer scuze. Bun, acum cu Scratch. Cruscreciu e în felul următor, development, hai să ne ducem aici la Screciu. Screciu foarte mult mi-ar place dacă ar putea să, opa, am dat din greșeală pe Ronaldo, așa, da, perfect, 2 săptămâni, aia zic, în 2 săptămâni și devine CB Screciu, super. Ciobotariu l-am pus, ok, jucătorii ăștia, ce-a mai transferat acum recent, Itu, e balanced, Itu.
Asta aș să vedem. Deci l-am lăsat pe balance 16 săptămâni. Ok, rămâne balance. Vedem cum dracu. Olaru. Uite-le aici pe Olaru. Deci, Olaru a călăs 17 săptămâni și evoluează în principiu peste tot. 14 săptămâni și crește la passing, box to box, frumos, 13 săptămâni, stamina, agility, passing un pic acolo pe shooting, 10 săptămâni și crește la ball winning midfielder, 14 la central midfielder. Mi-ar place să lăs balanced, chiar dacă stă un picuț mai mult, că măcar crește peste tot, dar peste tot îi crește. Sau să pun pe box to box, că măcar crește un pic pe attacking. Lăsăm la balanced. Mă risc aici cu un pic cu balance, după aceea vedem noi că mai schimbăm, nu-i stres. Așa, ok. Bun. Super. Deci cam atât o să fie. Da, am cer scuze cu bani. A picat transferul ăsta, știm. Așa, loan Pitu de la Beckham, îl vrea pe Pitu loan? Beckham la Inter Miami? A, da, bine, el vrea loan cu buy, dar hai să ne uităm la Inter Miami. Știu că Beckham a avut un buget bun și și-a făcut echipă faină acolo, dar nu știu pe wingeri cum se descurcă Bex. Hai să vedem, Beckham, unde ești? Inter Miami. Atac. Wow, cu Higuain acolo, țaca paca. Matuidi, Morgan, așa le avem pe unul, Chies, wow, ce nume are ăsta. Într-adevăr, au doar un jucător pe rămâ și poate Peter ar fi al doilea după acest tip. Dar hai să fim serioși, Inter Miami, nu. Numai oferte de astea dubioase îmi vin, mă. Ia, cum o vin la ăsta, la frate, la deci s-a dus Franța Mățanu. Ia, mă rog, hai să dăm reject. Deci s-a dus, nici nu știu, la echipa aia, nu-i pot pronunța numele, bag piciorul, știți voi despre cine vorbesc. Ok, bine venit Scratch-ul, Ciobotariu acolo, cu Pitu, bun. O să trească să am grijă puțin aici pe sharpness, să pun alți jucători. Asta e ok. Ăștia voi da change drill. Pe defending vreau ăsta să fie măcar 3 și hai să vedem, deci primul 11, Boboc, da, păi hai să fie aici Boboc, să fiu sigur că te punem pe defending. Pe banca de rezerve, ce mult a scăzut, ăștia, mă. Reserves, Ciobotariu. Așa, perfect. Mă, știi cum e, îți ține câteva secunde până le pui pe ăștia. Dar după aceea nu ești bine că dai move forward și iară trebuie să-i pui. Și apoi iară trebuie să-i pui. Știi, asta e chestia un picuț enervantă. Că măcar dacă aș putea cumva să le dau loc, știi, să fie strict ăștia și strict așa. Vine ofertă pentru un loc asan. Da, nici nu negociez cu voi. Accept, direct din start. Nici nu negociez cu voi. Am acceptat. Bun. Ar fi fain să-l vindem, ar fi super fain să-l vindem. Încă o ofertă pentru acest jucător. Bă, de unde vin ofertele așa pe ultima 100 de metri, bă, pentru acest atacant? Lucansen. Super! Dacă ar veni și pentru jucătorul la LB Martinez sau cum îl cheamă. Ce mișto ar fi. Da, negotiations over. Ok, nu e nicio problemă. Bun, avem aici un meci cu Chindia. Hai să băgăm cea rezerve. Mă risc puțin. Scratch așa, ok, wow, ce mult au scăzut la fazele astea de sharpness, na, cum a fost acea pauză competițională sau ce, Franța. Hai că nu risc foarte mult, așa că ne văd că nu prea au. Quick sim. Egal cu Chindia, am riscat puțin acolo cu acești jucători, bine că am pus mai mulți, e un egal. Decât înfrângere în puii mei, e ok. Hai să vedem.
Oare se duce Luke Hansen? Da, l-am vândut. L-am vândut pe 660.000 de euro. Super, super, super. Goiaș. What? Goiaș. Și te duce logo așa cu un G. Unde e echipa asta? Unde e echipa asta? Că în viața ne-am ajuns ideea. Goiaș. Goiaș. Cine sunt ăștia, bă? Cine sunt ăștia, bă? Că și logo e fain. Mai că l-aș lua în ultimul timp, l-aș lua așa un G. Mai că aș vrea să zic că e Liga Ungariei, dar nu e Liga Ungariei. Așa un Goiaș. Hai să mă iei pe aici cea Goiaș. Nu. O denumire de aia. Polonia. Polonia oare? Nu, nu ești Polonia. Ăștia. Unde, bă? Unde e echipa aia? Nu ai cum să fie de aici. Japonia, nu. Verdenise, nici nu cred. Voriți, clar, nu, poate de aici? Nu, nici de aici. Asta n-are cum să fie Libertatore și nu știu ce. Ba, măi, Brazilia, Goiaș. Wow, deci să se ducă în Brazil. Ei, dar n-au jucători pe wingeri. Păi de ce s-ar duce Pite aici dacă nici nu joacă pe wingplay? Bă, știi ce? Hai că îl împrumut un short term aici. Bă, adică în cel mai așa caz, practic mere ăsta în Brazil. Deci eu nu sunt ok cu asta. Bă, mere în Brazilia, știi cum e, și dacă nu joci, tot prinzi un picuț acolo de flair, de joga bonito, de șpiluri, de șmecherie acolo. Îi vezi pe colegii tăi. E o experiență frumoasă așa în viață, știi cum zic? Super short term loan agreed, we're waiting for confirmation. Super short term. Pitu, meri în Brazil. Poate o să-l joace cam sau așa, știi? Hai să vedem. Dic Pitu meri în Brazilia. Cât de tare o să fie acolo în CV, știi? O să vezi, a început cariera la Vitoru. A jucat doar la Vitoru. Și după care a fost un short term în Brazilia. O să fie super. Hai să vedem. L-am împrumutat, cred că nu. Da, Pitu loaned out. Pitu s-a dus în Brazilia la Goiaș. Goiaș. Ce mișto sunt. Dar nu știu ce, când vezi Goiaș și cu diacriticul ăla așa, bă, de n-aș fi crezut că e cea echipă din Ungaria. Încă nu-l vând pe Denis Mann, dar având în vedere că e PSV, hai să încercăm să negociem, că PSV totuși e echipă foarte puternică și mai mult ca sigur și în realitate i-ar place lui Iancu să meargă acolo, adică cui nu i-ar place, știi? Dar într-adevăr o să cer o sumă foarte mare pe care cei de la PSV s-ar putea să se supără și să zică direct nu. N-au zis direct nu, dar nici nu au... Nu mi-au oferit. Eu zic că 6 milioane o să obținem pe Iancu dacă mai joc puțin. Da. Încă nu-i timpul lui Iancu, încă nu-i momentul. Încă nu-i momentul să vindem. Am zis că hai că dacă îmi dă un 5 milioane acolo ceva, îl dau, că e PSV, știi? Aș vedea și în realitate jucătorul cu murlă. Las-mă să plec! Bun, hai să vedem. Argeș nu transferă nimic. Cei de la Botoșan l-au luat pe Said. Un milion jumate aproape. Cei de la Dinamo l-au luat pe Koroki. Un nume super mișto, sincer. Koroki. Koroki. Cred că e cea japonez, corean. Koroki. Zici că e cea samurai. Bun. Între timp la Vitorul l-am dat pe Matei și pe Luke Hansen și l-am luat gratis pe Tănase, Olaru și pe Screciu. Bine, pe Olaru și Screciu am transferat pe bani. Cei de la Fruntari l-au dat pe Gheorghe, FCSB-ul l-au pierdut pentru noi, pe Tănase, bine, ăsta o să vine de-abia în vară, și pe Olaru și n-au transferat nimic. FCSB-ul tot mai rău, așa în jos o duce dacă nu va transfera, nu va face așa schimbări acolo. Craiova ne l-a dat nouă pe Screciu și l-a luat pe Seca.
Clinchen nimic, Astra nimic, CFR nu, au vândut doi titani, au vândut CFR-ul, au vândut pe Deac, care, hai să zici, măcar pe final de care o să aibă și el așa un bănuț acolo, o nebunie, o prost în Franța, cum să refuz, și l-au transferat pe Bilel Omrani, care n-a fost atent, oare unde s-a dus Omrani? Hai că o să ne uităm. Și rest nu s-a mai făcut niciun transfer pe lângă acestea. Și cam atât pentru perioada de iarnă. Hai să vedem totuși imediat, facem aici acest training pentru sharpness, să vedem unde s-a transferat oare Bilel Omrani. Dar mai întâi să vedem că a venit aici ofertă pentru Mățan, care clar nu-l vând, pentru că și voi mi-ați spus prin comentarii, aproape fiecare video vezi că Mățan evoluează foarte bine și vă mulțumesc că mi-a spus, apreciez. Se pare că am avut dreptate, Răducan chiar nu e ceea ce trebuie, îi vom da release pentru că i-a mai scăzut potențialul la 82, vom da release, dar totuși Stoica cred că e super și băieții ăștia chiar țin pasul, mă bucur foarte mult că am aici. Hai să vedem, alți jucători noi, nu, 65 nu, 81 nu, 80 nu, ok, Cristea, 70-94, hai că îi dăm sign. Ok, deci am zis că vreau să văd unde s-a transferat Omrani, pentru că într-adevăr eu, știți, îmi place, țin cu CFR-ul, vreau să văd unde s-a dus Bilel, pentru că mai mult ca sigur, wow, mai mult ca sigur și voi sunteți curioși, la Mainz. Băi, ce transfer bun, Bilel Omrani. Hai că dăm un scout. Bă, Mainz, în prima ligă. În prima ligă din Germania. Wow. Bravo, Bilel. Forță, tank transferul. Pff, cum să nu te bucuri pentru el, bă, bravo. Foarte, foarte tare. Bravo. Deci, aici ce-mi scrie, I know that eventually you're going to look in for a new left winger, but I think the job, blah, blah, blah. If you gave me the chance, this is your chance. Într-un fel, nu caut eu nou striker și nu știu ce, dar am să-i pun pe ăștia, am să-i pun aici, chiar dacă am făcut acel egal care puțin mă demoralizează împotriva celor de la Chindia, în sensul în care era un meci care trebuia să-l câștigăm, dar nu este nicio problemă, asta este fotbalul. Hai că-l punem și pe Deacon acolo să joace, foarte bine. Cam așa, pe nume, nu vreau să vezi foarte mult, parcă văd că și meciul ăsta să-l pierd. Ah, 2-2, i-a dat gol Iancu și, bă, Iancu dublă. Foarte bine, bravo Iancu, dublă pentru Iancu în acest meci cu UTA. Numai că din păcate iarăși egal, să ne pierdem locul de UCL, știi cum zic. Bun. Hai, asta este bun, dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult că v-ați luat acest episod, ne auzim pe data aviatoare, care cred eu că va fi la statistici și vulori, unde, desigur, încă mai am pozele de data trecută direct din startul competiției și o să încercăm să facem așa niște chestii de comparare între respectivii jucători. Deci, haideți că ne auzim pe data viitoare, ne auzim, desigur, statistici și evoluări și să vedem pe ce poziție termină viitorul, dacă simulăm și facem totul așa cum trebuie. Aici mi-a și apărut chestia asta că Screciu este de acum încolo un jucător pe CB. Hai să vedem dacă lăsăm pe balance 14 săptămâni. Evoluează așa. Vorbim de 14 sau 12. Mai degrabă lăs la balance. Pentru două săptămâni numai care mai evoluează toate pozițiile. Mi se pare mult mai logic. Bun. Deci cam atât pentru acest episod, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod, nu uitați să dați click pe acel buton de like și ne auzim, numai bine, pa, pa!